per om, sub comanda mea și sub directa observare a colegilor mei, care sunt pe alineamentul de tragere, care vă vor asigura dacă în timpul ședinței de tragere apar sau nu apar probleme. Pot apărea probleme sau pot. Ce vreau să vă supun atenției? Pistolul Makarov, calibru 9-18 mm și muniția alocată 6 cartușe per om, distanța de tragere 20 de metri, este o distanță de siguranță, să nu fim expuși. Vom trage două cartușe în prima serie de fiecare, în una dintre ținte pe care vi le comunic eu la momentul respectiv, după care patru cartușe le vom trage pentru punctaj. Suntem în poligonul inspectoratului de poliție, poligonul de tragere, așa că pe timpul executării tragerilor, cât suntem în poligon, vom respecta anumite reguli pe care eu vi le supun atenției și vă rog să fiți foarte receptivi. După ce s-a distribuit muniția și s-a făcut încărcarea în încărcător, după care operațiunea decurge cu introducerea încărcătorului în armă, obligația dumneavoastră este ca pe timpul și când se execută tragerea, suntem pe alineament, arma rămâne îndreptată către țintă și nimic altceva. Orice discuție pe care sau orice întrebare pe care vreți să o puneți, eu sunt alături, vă răspund la orice întrebare, dar fără a mișca arma în dreapta, în stânga sau în dreapta arma spre eu? Nu, este interzis. Mulțumesc. Este interzis de a se manipula armamentul decât numai în anumite condiții. Linia de ochire, da?